Imagini în direct, am revenit la știri. Sunt în momentul acesta imagini din fața guvernului, din Piața Victoriei, aproape blocată în momentul acesta de cel mai mare protest al profesorilor, care este în plină desfășurare la această oră. Și mergem la colega mea, Raluca Mândoiu, este acolo, stă de vorbă cu dascălii și aș vrea, Raluca, să ne spui care sunt așteptările despre ceea ce se întâmplă în momentul de față în guvern. Sunt acolo sindicaliștii la o nouă rundă de discuții, o nouă rundă de negocieri. Ce așteaptă cei care protestează în momentul acesta în Piața Victoriei? În ciuda faptului că au fost atât de multe runde de negocieri eșuate, dascălii încă mai au speranță că guvernanții au găsit soluții pentru problemele lor. Tocmai de aceea așteaptă să vadă care este rezultatul discuțiilor care sunt în desfășurare la această oră în asemenea guvernului. De parte, au cadrele didactice, așteptări mari și de la președintele Klaus Iohannis. Tocmai de aceea însoțiți de jandarmi și polițiști rutieri. Aceștia îi cer șefului statului să reacționeze și să ia atitudine în tot acest scandal, să medieze discuțiile practic dintre guvernanții și liderii sindicatelor din învățământ, în condițiile în care până acum nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Dascălii spun că nu vor renunța, că nu au fost niciodată luați în seamă până acum, tocmai de aceea amenință chiar cu salariile, așa cum au. Îți mulțumesc foarte mult și vă spuneam, sunt declarații exclusive făcute de Marius Budăi, de ministrul muncii, pentru Antena 3 CNN, un mesaj extrem de important pentru profesori, chiar în ziua în care este protest uriaș în fața Palatului Victoria și, de asemenea, negocieri între sindicate și premierul Nicolae Ciucă. Haideți să-l ascultăm pe ministrul muncii, Marius Budăi, declarații exclusive pentru Antena 3 CNN. Nu știu acum ultimele discuții pe care le vor purta cu domnul prim-ministru, eventual cu domnul președinte al Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu, însă eu sper ca lucrurile să închidă cât mai curând și aici vorbesc gândindu-mă și la cei peste 300.000 de angajați din sistemul de educație, dar și la cei peste 3 milioane de copii. Nu o să discut de respect pentru cadrul didactic, nu o să discut la televizor despre oferte, alea sunt discuțiile noastre interne în cadrul comisiilor de dialog social pe care le-am avut și ieri, ați văzut și în cursul săptămânii trecute și în weekendul trecut. Eu sper doar că să se găsească o cale în care să se rezolve problema într-un timp cât mai scurt. Dacă totuși continuă greva din domeniul educației, ce plan are guvernul, inclusiv Ministerul Muncii? La Ministerul Muncii se cunoaște planul și ați văzut că inclusiv chiar de ieri am început discuțiile constructive și aplicate pe noua grilă de salarizare. Planul este să lucrăm aplicat, să scurtăm calendarul, dar să-l scurtăm nu doar de dragul de a-l scurta, să nu fie o scurtare doar în timp fără conținut, adică să avem o nouă lege care să pună probleme. Nu, trebuie să discutăm atât cât este nevoie cu toți partenerii sociali. Eu am spus foarte clar că în momentul în care o să ajung să implementez reforma pensiilor sau reforma legii salarizării, nu o să fac ce s-a făcut la momentul scrierei PNRR, adică nu o să fac o reformă sau reforme pe ascuns. O să dezbat cu sindicatele și cu toți cei interesați atât timp cât este nevoie și să ne asigurăm că avem o lege bună. Cât de deschiși au fost la dialog sindicaliști? Au fost fermi, însă au fost deschiși și eu repet, ultima discuție pe care am avut-o cu dumnealor ieri a fost una constructivă și bazată pe respect reciproc. Anunțul ministrului muncii, sper să se găsească o cale să se rezolve toate aceste probleme. Grupurile de lucru de la minister lucrează și fac demersuri astfel încât revendicările dascălilor să-și găsească așadar o soluție. Planul este să lucrăm aplicat și să respectăm calendarul, spune în exclusivitate pentru Antena 3 CNN Marius Budă.